Bună ziua și bun găsit, prieteni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Cântare Cărții. Și de această dată ne-am propus să vă aducem în case și în inimi locuri, oameni, fapte. De această dată, pentru că luna martie este luna în care a văzut lumina zilei Valeriu Anania, care ulterior a devenit mitropolitul Bartolomeu Anania, un mitropolit pornit din grădile Vâlcii, ne-am gândit că la centenarul nașterii sale se cuvine să îl aducem în actualitate, pentru că dâra de lumină pe care a lăsat-o în urma sa este mai limpede și este mai strălucitoare ca oricând. Și nu se putea să lipsească din evantaiul de evenimente o manifestare dedicată Marelui Ierarh, organizată de consătenii săi, de cei care și astăzi se mândresc că sunt urmașii unui mare mitropolit și unui fiu al Vâlcii Străbune. De această dată, împreună cu Biblioteca Județeană Antimi-Vireanu, cu reprezentanții Bibliotecii Județene Antimi-Vireanu, colegii de altfel și colegele mele coordonați de domnul conferențiar universitar dr. Remus Grigorescu, împreună cu colega noastră Maria Lica Catană, bibliotecară la Glăvile Vâlcii, am gândit o manifestare la care să aducem și să avem părtaj la un prânz de cultură ierarhii, scriitorii din întreaga țară. Așadar, cu binecuvântarea înaltea Sfințitului Arhiepiscop Varsanufie, am mers în localitatea Glăvile și am încercat să facem un simpozion dedicat vieții și activității celui ce pentru ardereni a fost numit la un moment dat Leu Ardarului, chiar în localitatea unde a văzut lumina zilei. După o slujbă de tedeum realizată de un sobor de preoți și această slujbă a avut loc chiar în biserica unde a fost botezat Valeriu Anania, cu toții ne-am îndreptat spre Căminul Cultural, unde am reușit în condițiile date să avem un public format atât din oameni de cultură, dar să avem alături de noi și tineri. Ne-au fost alături elevii de la școala gimnazială din Glăvile, o școală care poartă numele ierarhului Vâlcean. Acești tineri au fost coordonați de doamna profesoară de limba și literatura română, care le-a oferit tinerilor posibilitatea de a recita din creația inegalabilului poet, prozator, dramaturg Valeriu Bartolomeu Anania. Dragă, alături de noi, firește, în delegația vâlceană, era de așteptat să fie și doamna interpretă de muzică populară, Tatiana Mărcăru, alături, ca de obicei, de echipa Etalon, formată din domnul Viorel Adrian Chelescu și Cristina Mitrache. Așadar, Tatiana, ai fost părtașă la acel simpozion. Cum ți s-a părut? Dacă consideri că am fost alături de cei care și-ar fi dorit să știe cât mai mult din opera marelui dramaturg Valeriu Anania. Bună ziua, bine v-am regăsit. Mulțumesc frumos pentru această frumoasă invitație, ca de fiecare dată. Mă bucur că fac parte din această delegație, pentru că am întâlnit oameni minunați, fiind de la nivel național. Au fost atât persoane din zona noastră, cât și persoane din întreaga țară. Ne-am bucurat de să auzim despre acest titan, Leul Ardealului, cum l-au numit ardelenii, foarte frumos. Într-adevăr, merită, pentru că este o somitate, Bartolomeu Anania. Ne-am bucurat să fim alături de persoane care, într-adevăr, au muncit și au luptat pentru a scoate în evidență pe acest mitropolit. Este bine și, ca de fiecare dată, să putem să fim uniți și să continuăm cu aceste evenimente care sunt de bun augur și cei care deja nu mai sunt printre noi sunt amintiți și puși acolo la loc de cinste. Dragi telespectatori, știți că Vâlcea, pe lângă Salba de Mănăstiri,
dar și de stațiuni, de, spunem noi, înconjurați de apă dătătoare de viață, este și zona unde avem mari ierarhie, atât Mitropolitul Bartolomeu, cât și vrednicul de amintire, Patriarhul Iustinian Marina, sunt cei care au dus mai departe frumusețea și binecuvântarea acestor locuri, atât pe meleagurile noastre românești, cât și dincolo de hotare. Ne-a fost drag să ascultăm pe cei care au venit cu lucrări dedicate atât Mitropolitului Bartolomeu Anania, dar și, așa cum vă spuneam, a fost amintită marea personalitate a Patriarhului Iustinian Marina, pentru că, după cum se știe, între cei doi mari ierarhi vâlceni care s-au născut în aceeași zonă a Văii Cernei, dincolo de pădurea Șirinasa, a fost o mare prietenie, dar și o oportunitate de a lucra spre slava lui Dumnezeu și pentru a ridica Ortodoxia Română la rang de înaltă cinste. Trebuie să recunoaștem, dragi telespectatori, că de când a venit în eparhia Râmnicului, Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Varsanufie a avut grijă de a pune în valoare istoria acestor locuri, de a se preocupa de evocarea și de punerea în valoare a marilor ierarhi născuți pe aceste meleaguri vâlcene. Și de această dată a transmis un mesaj pentru cei care au fost prezenți, dar în același timp și pentru dumneavoastră, întrucât în partea a doua veți avea ocazia să fiți părtași la comunicările care au avut loc în sala Căminului Cultural din Grăvile. De asemenea, coordonator al acestor evenimente a fost chiar domnul primar al localității, domnul Justin Duicu. Este de admirat pentru că domnia sa dă importanță și a fost alături de toți cei care au participat la simpozionul intitulat Centenarul Nașterii Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania. În sală, bineînțeles, că au fost și membrii ai familiei care s-au bucurat să fie părtași la clipa de bucurie, la frumoasa aducere a minte despre cel ce, așa cum spuneam, a fost considerat atât un leu al Ardealului, cât și un apostol al culturii române. Ne-au fost oaspeți părintele preot Vasile Suciu, părintele preot Sever Negrescu, dar în același timp a adus un cuvânt de binecuvântare părintele consilier de la Arhiepiscopia Râmnicului, Constantin Olariu, iar pentru noi, cei care venim din zona Patriarhului Iustinian Marina, ne-am împărtășit din comunicarea prezentată de părintele Antim Motorga, este vorba de starețul mănăstirii Suiești. Pentru că în lucrările și în comunicările domniilor lor vom întâlni date despre cel ce a fost un mare ierarh, dar în același timp un mare om de cultură, vom afla, așa cum vă spuneam, din comunicări. Ne-a mai fost, de altfel, în sală și oaspete și doamna scriitoare Carmen Bulzan, care cu această ocazie a și prezentat două din lucrările domniei sale. Un gând frumos și un salut de binecuvântare am primit și din partea părintelui episcop Macarie, episcopul Europei de Nord, un ucenic al părintelui Bartolomeu Valeriu Anania. Așadar, dragi telespectatori, să urmărim împreună lucrările simpozionului Centenarul Nașterii Mitropolitului Bartolomeu Anania. Să
Amen.
celui părinți, părinte consilier, domnule primar, onorată familie, stimați aspeți, onorată asistență. Țin să vă mulțumesc în nume personal și în numele fundației pe care o reprezint pentru această slujbă minunată de parastasă în memoria înaltului Bartolomeu, care ne-a iubit atât de mult și care, anul acesta, este sărbătorit, am văzut în toată țara și foarte frumos, la centenarul nașterii. Este un moment în care ne întoarcem la rădăcinile noastre prin acest mare scriitor și mare ierarh ortodox. Ne întoarcem la sufletul românesc pentru ca din exemplul lui de om care a luptat tot timpul pentru adevărul credinței să ne împărtășim și noi pentru a lupta mai departe în condițiile actuale. Aș putea să vorbesc mult, fără doar și poate, dar voi spune foarte pe scurt că suntem într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, în locul unde s-a născut acest uriaș român și unde și-au mormintele părinții săi, cei din familia sa și unde în atâția ani, de 10 ani încoace, am venit de fiecare dată pe urmele înaltului să cinstim această familie, să cinstim această localitate, oamenii ei. În anul acesta, datorită inițiativei înaltului Sfințitului Părinte Varsanufie, sperăm să inaugurăm aci o casă memorială Bartolomeu Valeriu Anania, pentru ca oameni din toată țara să vină aici și să se împărtășească din comorile vieții și operei sale. Și sper că via cerurilor și iertarea greșelilor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne! Tot trupul care-i călcat moarte și pe diavolei sârfașă dării viață în mitale însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului Tău, Bartolomeu, Mitropolitul, Părintele nostru, împreună cu toți cei adormiți mai înainte. Odihnește loc luminat, loc de verdeanță, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cuvântul, cu faptă sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să-i ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Bartolomeu, Mitropolitul, Părintele nostru, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, să vedea dormitele Domnului Tău, Părintele nostru, și fără Doamne veșnică, pomenire. Veșnică, pomenire, veșnică, pomenire.
veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lui pomenire. Doamne, veșnică pomenire. Veșnică Da, cu fața aici toată lumea. Mai stăm o dată? Hai că acum nici nu mai puteți dormi. Da, vă mulțumesc. Comunii Glăbile, o personalitate marcantă, un om dedicat scrisului și un studiu
slujitor al lui Dumnezeu. Județul Vâlcea de-a țării, două mari persoane de țările Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Justinian Marina, de la cărui nașterea se împătrâi pe 20 de ani, și Atenea acum la 100 de ani de la nașterea Mitropolitului Patronul Valeriu Ananie. Avem șansa ta, în acest an, în centenarul nașterii Mitropolitului Patronul Ananie, să valorificăm această oportunitate de a adăuga pe harta turismului ecumenic al țării și cele două localități învecinate, Glăbile și Stăriști. Felicit administrația locală pentru inițiativa de amenajare a casei memoriale Bartolomeu Valeriu Ananian, care împreună cu Arhiepiscopia Râmnicului se vor preocupa pentru dotarea și sfințirea acesteia în scurt timp. Primăria dată concesiunea sericiului în acest sens. Mă bucur că avem astăzi invitați de seamă oameni de cultură, preoți, monahi, profesori din alte și din alte județe, cărora le adresez un bun venit în județul Vâlcea. Sunt convins că acest eveniment ar fi putut fi unul marcat de o prezență și mai numeroasă, însă restricțiile cauzate de această pandemie au făcut ca acesta să se desfășoare într-un format mai restrâns. Domnule primar, dragi participanți la această manifestare, vă asigur că, la fel ca și până acum, vă voi sprijini toate demersurile dumneavoastră. Felicitări, multă sănătate și spun în tot ceea ce veți întâlnite în viitor. Constantin Mădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. Vă rog pe Părintele Părintele Ariu, mențească cuvântul în altă din timpul de la Tanumie. Cred că este Părintele Stare, Sfântul Părintele și Părinți, domnule Vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorat auditoriu, voi da citire în cele ce urmează cuvântului, n-am vrea să Părinte Balsamuchie, Arhiepiscopul Râmnicului. Comemorăm în anul 2021 personalitatea Mitropolitului Bartolomeu Ananie la împlinirea 100 de ani de la nașterea sa sub cerurile Ortului, pe care a rămas legat întreaga viață. Glăbile natale, în care văzuse lumina zilei la 18 martie 1921, reprezentau pentru Mitropolitul Bartolomeu spațiul veșniciei, în care îi regăsea pe toți ai neamului său, pentru că veșnicia unui neam se măsoară cu sufletul, după cum mărturisea. Descendent din partea mamei, dintr-o veche familie preoțească, a fost fascinat de citirea Sfintei Scripturi de la vârsta de 10 ani, o vârstă a căutărilor eroilor de basme învăluiți în nedesfârșite mistere și metafore. Copilul Valeriu era însă mistuit de căutare lui Dumnezeu. Nu preceta un aș purta sufletul spre înălțimile culturii și ale spiritualității românești, fiind pătruns de neliniștea scriitorului care, de la cultură literară, revisă ortodoxia cu poezia Pământ și Cer, în 1935, a vrea să acumuleze nu doar o vastă cultură, ci să se așeze în istoria literaturii românești ca distins și apreciat scriitor, poet și teolog. Opera a fost realizată concomitent cu formarea sa duhovnicească, care nu poate fi rezumată doar la anumite perioade din viața sa. La 2 februarie 1942, după ce a terminat cursurile Seminarului Central din București, a fost scos în monachism la Mănăstirea Arhiei din București, a primit numele Bartolomeu. Hirotonit Hierodiacon, la 15 martie 1942, era într-o permanentă căutare între școala duhovnicească de la Mănăstirea Arhiei, unde se trăia în trupul meu isihastului românesc, și viața culturală a Bucureștiului, care nu stea încă de fervoare intervenitului, greșuindu-i întâlniri cu mari personalități ale vremii, Victor Arghesi, Victor Papilian, Lucian Blanda, Patriarh Cristinian Marina Vasile Voiculescu, cu plecarea la Cluj, unde se înscrisese la cursurile facultății de medicină și la conservator de Indian, începea lungul șir al peregrinărilor, în care a fost urmărit o bună perioadă de timp de organele de securitate pentru implicare în greva studențească din anul 1946, care, de altfel, i-a dus condamnare la închisoare în anul 1958 pentru crime.
victimă de mărturie contra ordinii sociale. Am curat cu multă demnitate toate încercările vieții ca o adevărată stâncă de care se izbesc valurile și furtunile, însă ce nu am putut fi întâlnit niciodată a fost dorul pe locurile natale. Aflat în Statele Unite ale Americii, mistuit de dor și copleșit pe sentimentele românilor ce părăsiseră țara, scria una dintre cele mai emoționante mărturisiri despre legătura cu pământul strămoșesc. Eu cred că noi, românii, avem o mistică a pământului. Solicitările care m-au emoționat până la cutremurare au fost acele ale multor români dintre cele două ape mari de a aduce pământ din țară. Pământ de pe o groapă, pământ de pe o biserică, pământ dintr-o grădină sau de oricunde. Numai să fie pământ românesc. Am adus, am încălțit cu țărână pe șterdar și am cules bucurii pe lacrimă. Viața Mitropolitului Bartolomeu a reprezentat o scară către Împărăția lui Dumnezeu, o chemare spre amorului sunt fără niciun preget, adevărul, adică pe Hristos, Dumnezeul nostru. A luptat întreaga viață pentru adevăr și libertate, cred în sfântirea omului și capacitatea lui de a înfrânge răul din lume, cred în frumusețea, bunătatea și adevărul său, în putința lui de a se desăvârși până la jertfă și sfințenie, cred în libertatea, în forța creatoare, în iubirea, lacrima și bucuriile Lui, cred în viboarea și plecucia neamului meu, în ascendentul Său spiritual asupra istoriei, cred într-o pace finală asupra pomenirii. Era convins de faptul că prin colonia sa, Dumnezeu ne conduce fără a ne lăsa libertatea, pregătindu-ne spre a primi în libertate lucrarea Harului Său. Libertatea, chidem să credem, este cuvântul în jurul căruia s-a desfășurat întreaga sa viață, privită acum, retrospectiv, în dărzenia cu care a dat drepturile colegilor săi studenți, ca pe continuu și de lungă așteptare, în perioada în care a fost în închisoare și a fost văduvit iremediabil de a fi prezent la voluntarii mamei. În perioada în care vrea să plece în Statele Unite, chiar și după ce a ajuns acolo, unde era încă dușat de dor, apoi la Bărate, de unde a venit momentul în care întregul popor s-a așezat în mile credincioșilor lucrarea lui Dumnezeu. Sesizând subtilități prin care conduita și viața duhovnicească erau atrasă în confuzie prin subcultură, susținea cu tărie la constituirea Fundației Nicolae Steinhardt. Poporul român nu se poate redresa decât prin două pute. Religia și cultura, dar nu separate, ci îngemânate, logodite și cununate una cu cealaltă, prin care religia să se deschidă spre universalitate, iar pe de altă parte, prin religie, cultura să-și recapete dimensiunile autentice. Mulțumesc, domnul Regina, și pentru invitație, mulțumesc, care s-a ocupat să organizeze și la grăbire aceste evenimente culturale. Așa cum ați aflat, sunt starețul mănăstirii Smilești, mănăstirea această nouă, înființată în satul natal al Patriarhului Justinian Marina și încă de la venirea noastră a călugărilor care ne aflăm acolo, am conștientizat, desigur, importanța celor două personalități, Patriarhul Justinian Marina și Mitropolitul Bartolomeu Anania. Și vreau să vă spun, desigur, că este și pentru mine a fost uimitor să aflu că au fost și vecini de comune, sunt cumva două, trei deaduri care despartă una Sămnește cu una Glăbile. Și în momentul în care am început să dezvoltăm și noi latura culturală și să facem simpozioane pentru Patriarhul Justinian Marina, negreșit că de fiecare dată trebuia să menționăm și de Mitropolitul Bartolomeu Anania, pentru că sunt vecini. Tot de atunci am încercat să legăm relații mai strânse și culturale și spirituale cu comuna Glăbile, prin primarii care se află în Comuna Sănești și în Comuna Glăbile, desigur, prin cadrele oficiale și culturale din cele două comune. Și de multe ori m-am gândit că relația aceasta, care vrem să o facem din ce în ce mai strânsă de viitor, dintre comunele acestea și satele natale ale celor două personalități,
se duce desigur atât de departe încât ne referim la cele două persoane, Patriarhul Iustinian și Mitropolitul Bartolomeu Anania. Și pentru că nu s-a făcut până acum un studiu, să spunem așa, care să surprindă relația dintre cei doi, că așa cum știm, Patriarhul Iustinian era mai mare cu 20 de ani decât Mitropolitul Bartolomeu Anania, au colaborat împreună, au avut, desigur, o relație strânsă între ei, o relație fructuoasă și rodnică pentru Biserica Ortodoxă Română. Și de aceea, pentru astăzi, m-am gândit să prezint, cumva, pentru prima oară, relația aceasta strânsă dintre cei doi. Despre Mitropolitul Bartolomeu Anania știm, desigur, foarte multe, cu siguranță că fiecare dintre noi i-am citit biografia și ceva din operă înainte să venim aici, dar mărturiile date de Mitropolitul Bartolomeu Anania se regăsesc, desigur, cu multă ardoare la adresa Patriarhului Iustinian Marin. De aceea, de fiecare dată când noi vorbim despre relația dintre două persoane, ea nu poate fi mai clar oglindită decât în mărturiile lor. Mărturii, desigur, care sunt produsul unor trăiri ale lor, trăiri ascunse sau vădite, tainice sau împărtășite. Așa cum avem în ziua de astăzi, foarte multe mărturii are Bartolomeu Anania despre Patriarhul Iustinian. Și am putea să spunem că ar fi de ajuns aceste mărturii ale lui Bartolomeu Anania. Și nu numai că ele descriu aprecierea și devotamentul pe care le purta Patriarhului Iustinian, dar mai scot în evidență și profilul său sufletesc, care era doldorat de caracteristicile unui om cu totul și cu totul aparte, caracteristici cum ar fi sinceritatea, onestitatea, devotamentul, fidelitatea, jertfa, iconizarea, toate regăsindu-se, desigur, la Mitropolitul Bartolomeu. Până în ziua de astăzi, cea mai completă și sigură, cea mai emoționantă și sinceră, literară și sublimă mărturie despre Patriarhul Iustinian și până în clipa de față, aparțin Mitropolitului Bartolomeu Anania. De fiecare dată când era întrebat despre Patriarhul Iustinian, așa cum aflăm și în interviul pe care l-a luat Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan, în timp ce alcătuia volumele de convorbiri duhovnicești, patericale, de la noi din țară, și s-a întâlnit cu Mitropolitul Bartolomeu Anania și l-a întrebat să vorbească despre sine, Părintele Bartolomeu Anania a ales atunci să vorbească despre Patriarhul Iustinian. Și spunea în acest interviu, despre Patriarhul Iustinian mi-ar fi mai ușor să scriu o carte decât să răspund la câteva întrebări. Autoritatea și asumarea prin care garanta adevărul spuselor sale despre Patriarh devin incontestabile într-o altă mărturie a Mitropolitului Bartolomeu Anania. O vreme am locuit în aceeași casă cu el, am mâncat la aceeași masă. Mi-am avut biroul de bibliotecă alături de al său. De nenumărate ori l-am însoțit în călătoriile sale prin țară, am fost în alte stânzi urătoare, Patriarhul asculta cu liniște și își aducea aminte de un străbun al său, Pandur, în oastea lui Tudor, pe care uneltele grecilor l-au spânzurat de o propoziță de pe Valea Cerului. Devotamentul și cinstea pe care Bartolomeu Anania i-o purta Patriarhului Iustinian merge atât de departe încât acesta pornește procesul de iconizare a Bartolomeu Anania. Patriarhul Iustinian a fost un reper duhovnicesc, spiritual. Și menționa Bartolomeu Anania, citez: Patriarhul avea o imensă omenie românească prin care ne-a fost tuturor părinte în cel mai autentic înțeles al cuvântului. Multe suferințe s-au alinat prin jertfa sa. Părintele a fost chiar subalternilor.
Un permanent și necruțător dialog se consuma între autoritatea omului de administrație și bunătatea părintelui duhovnicesc. Cea din urmă era obligată să cedeze pe parcurs și să biruiască la sfârșit. Și desigur, ca să nu vă lungesc foarte mult, nu în ultimul rând trebuie să menționăm mărturia din ceasul tuneros al despărțirii din martie 77 de Patriarhul Justinian, când el începea să pornească pe drumul veșnicie și așa cum aflăm iarăși memoriile din Bartolomeu Anania, a fost de la început, de când s-a aflat vestea tuneroasă alături de trupul de înțelepțit al Patriarhului Justinian, i-a organizat în mormântare, a fost prezent peste tot, a scris de numărate articole post-morte pe care i-a dedicat Patriarhul Justinian. Și într-unul din ele reda aceleași trăsături dominante ale Patriarhului. Cei mai mulți știu că Patriarhul Justinian, care a dominat viața noastră bisericească timp de aproape 30 de ani, a fost un conducător de mare autoritate, cu o statură dreaptă și bine zidită, ochi ageri, trăsături tari, grai răspicat, minte ascuțită, voință de cremene, dâns în înțelepciune și înțelept în dârzenie, vizionarea vremurilor noi, deschis prefacerilor sociale și credincios tradițiilor sfinte, debitor de zi și de noapte în hotărârea lucidă, iscusită al dilemelor, sclipitor în intuiții. A fost și un geniu al rezoluției. Așadar, din cele menționate, putem sustrage cu ușurință următoarele concluzii. Relația dintre Patriarhul Justinian și Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost una strânsă, sănătoasă, durabilă, cu încărcătură emoționantă și duhovnicească, rodnică și fructuoasă, prin care amândoi s-au întărit sufletește, au făcut față vibregiilor și opresiunilor îndreptate către ei și către Biserică și au devenit în timpul lor cei doi sfânti ai Bisericii Ortodoxe Românești. Și a doua concluzie, mărturiile Mitropolitului Bartolomeu Anania despre Patriarhul Justinian nu doar pun în lumină personalitatea Patriarhului, dar aduc în lumină și pe omul Bartolomeu Anania cu toate excelențele sale trăsături sufletești și duhovnicești. Vă mulțumesc! În alte fețe bisericești, onorat al Dumnezeu, trăim momente de uședite pastă, 11 martie, 2021, la care am asterit în profetul nostru, Bartolomeu, Valeriu Maranga. Am să vă prezint câteva imagini, că dacă nu e o calitate, cu o parte a două evenimente deosebite. În anul 2001, în anul 2001, la primirea vârstei de 80 de ani, Mitropolitul Bartolomeu Anania ne-a răspuns în prima plăcere invitației de a fi în mijlocul nostru și de a ne face părtași, să-l avem împreună, a fost foarte bucuros. Atunci am decernat titlul de cetățean de onoare al Comunei Glăbie. Un alt eveniment deosebit care a fost. Evenimente au fost mai multe, dar acesta este deosebit. În anul 2008, pe 26 august, în anul 2008, a venit la Glăbile pentru a denumi școala noastră, școala de grad numărul 1, școala gimnazială, la Sfântul Valei Maranga. Tot această imagine este la biserică, așa cum am fost și astăzi, la mormântul Părinților, unde întotdeauna oficia în parastase cu meie. Aici este în altul de Mitropolita Rămâne, alături de oameni satului care atunci când venea la Sfântul, era sărbătoare pe toată Valea Peștenii, oamenii își întâmplau cu flori și îmbrăcate cu toate populare. De asemenea, la școala generală numărul 1, s-a fost întâmplat cu toate
autoritățile administrației locale, administratorii. Aici avem o poză de colegii de familie. Este mama domnului Laurian Anangea, nepotul arhimandritului, care se află în sală, împreună cu copiii, doamna la Cucucea, copiii scolii. În anul de Bucurii Bartolomeu, alături de arhiepiscopul de la Sfânt Cristian, părintele nostru din Europa, fetele bisericești de la Cluj, acum are un mare de la părintele episcop de la Sfânt. Domnul primar, până de Sfântul, care era la cea de școală, copiii învățați, domnul primar, împreună cu un an de Bartolomeu, mergem la Cărnul Cultural, aici vin la Cărnul Cultural, sunt fetele bisericești, autoritățile locale, aici în sala aceasta, Cărnul Cultural, în altul de comunii, deci de atunci asta este locul Gerasim, este cei doi la mama. În sala Cărnul Cultural, este în imagine cel care vorbește, este părintele Nache Gabriel de la Cluj, domnul primar. Acum domnul primar în gestion, care dă pus, citește hotărârea Consiliului Local, care este adoptată de numirea Școlii Generale din Școala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anangea. La mine în imagine pe vremuri de bucurie, de altul nostru de bucurie. În imagine la de pe domnul inspector, la vremea aceea, inspector general al Inspectoratului Școlar de Tean de Constanțiu Gheorghe, actualmente primarul comunei Gheorgheasa. Domnul director Gheorghe Anton, profesor de matematică în aceea perioadă, care... Asta este o poză în care un alt micropolit donează școlii din grădire părți. O imagine fără comentarii în care cele trei ediții de colecție, una a fost donată școlii gimnaziale Bartolomeu Valeriu Anangea, alături de alte părți din opera Galerii. Fără comentarii din Iași. Este o carte pe Păhărelul Curentar, de asemenea din opera Natului Întăpării, parodie pentru copii. În Natului Întăpării, când anunță părțile mânate școlii, un lego pentru copii și în spate este părintele Bogdan Caro, cel care este președintele fundației Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anangea de la Cluj. Aici sunt copiii care l-au terminat și care au susținut un recital de poezie cu creația Natului Mitropolit, copiii școlii noastre. Copiii care au fost aplauzați. Vreau să vă spun că a fost o... Aici este o fată, o elevă care a fost școlii noastre, a fost elevă care a recitat prelucrată, numai lui Ștefan cel Mare, poezie pe care în altul mitropolit a fost deosebit de încântat, a și premiat atunci și a adăugat și e adevărat, fata a adus la o inginelă de lume. Copiii din Ștefan, așa cum am spus, și aici este momentul de zbelirii trăci. Denumirea școala cu clase de 1-8, Bartolomeu Valeriu Anangea, 26 august 2008. Să
Bocia, Drăgăria, drumul ocolit. De îndată ce se mai instaura ordine morală în tot aparatul de stat și toate straturile sale sociale, cu toată sărăcia noastră, putem, într-adevăr, să aspirăm de Europa. Dar sunt o vorbă care să fie auzită bine. Noi suntem europeni prin geografie, prin istorie și prin vocație. Noi suntem Europa. Este vorba să intrăm în structurile europene și suntem gata să facem, iar Biserica Ortodoxă Română și ei au declarat-o societate. Suntem în Europa. Avem în față o nouă Europa care ne se propune. Dar aș vrea să spun cu răspicat, Europa nu Sodoma. Dar cu aceeași amabilitate au răspuns la distanță
privatizantul internet și domnul profesor Ioan Stelază, căruia îi mulțumesc, dar și măriuța stareță Pamfilia Sorcan de la Mănăstirea Piatra Fântânele din Bistrița. Aceste interviuri, răspunsuri la întrebările mele sunt provocatoare, se vor regăsi în prima parte a cărții. În partea a doua am solicitat niște mărturii ale celor care l-au cunoscut direct pe înaltul ierarh și am avut bucuria să intru într-o lume care mi-a fost străină până acum, dar sunt niște oameni admirabili care m-au trimis să fiorul întâlnirii rememorând aceste clipe unice din viață, clipe de drept, care le-a schimbat viața. De aceea, titlul Învierea din Anamneze, care trimite, iată, la o reamintire care poate să, mai ales prin lectură, să reînvie personajul despre care se vorbește. Au răspuns în această a doua parte, în apărat Sfințitul Arhiepiscop Joachim Ciosan de la Vatrop, Episcopul Vicar Timotei Brașovaru de la București, Profesorul Ștefan Ioaie de la Cluj, Constantin Valeu Negula de la Sibiu, Părintele Protocop Ioan Bude de la Timișoara. Nu aș vrea să uit pe cineva. Și Măicuța Stareță de la Iosefina Giosan de la Mănăstirea Bărată. Tuturor acestora le mulțumesc, le-am trimis cărțile, le-am mulțumit. Eu sunt convinsă că fără contribuția tuturor această carte n-ar fi apărut. Dar vă recomand și eu cred că este o carte care se citește și se recitește. Cu inima deschisă, cu sufletul deschis, întâlnind aici câmpie de viață extraordinare, din care avem foarte multe de învățat. Este o pledoarie pentru lectură și o să mă rog pe oameni și evitul să le spun acest lucru. Și să spun două concluzii la această carte, la care sper să ajungeți și dumneavoastră. În primul rând că viața ne este marcată de clipe și este alcătuită din clipe. Acele clipe care nu țin deloc de timp, ci de veșnicie. Este o întrerupere a unei curge lineare a timpului și în care clipa rămâne într-o amintire pentru a ne aduce aminte, iată, de viața noastră, să spun, specială, trăită. Și o a doua concluzie ar fi că viața mea este marcată și de oameni, de întâlniri, oameni speciali pe care îi cunoaștem din direct și din lectură. Și aceste întâlniri, cum este și momentul de astăzi, și sunt, este o emoție așa plină de bucurie că eu sunt de astăzi de aici, mi-a propus acest lucru și Dumnezeu a făcut ca să împlinesc acest vis de a fi la centenar, să vorbim despre această mare personalitate, nu de cultură un poet admirabil, dar fiind un mare poet. A doua parte, despre care vreau să vă spun câteva cuvinte, deși că am încercat foarte mult la ea, pentru că aici am încercat să văd care sunt rădăcinile de pământ, de cer, ale omului în cuvântat, și dacă fiecare ne-am întrebat cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm, iată niște întrebări existențiale care ne frământă, puțin au fost aceia care au căutat concret rădăcinile în familie, mergând de mai multe generații pentru cunoașterea filonului, de unde vine firea fiecăruia. Poate mai puțin au căutat originele noastre ca popor latin, din descendenți, daci, romani, deci și-au mers la origini cu aceste căutări ale rădăcinilor. Și poate mai puțin și mi-aș dori să fie cât mai mulți care să caută rădăcinile într-un transcendent mai liniștitor decât ceea ce trăim în viața noastră pământeană. Și din aceste trei perspective, eu am început, în primul rând, ca sociolog, în partea în care veți regăsi arborele genealogic al familiei
Bartolomeu Valeriu Anania și din nou mulțumesc în primul rând familiei, membrilor familiei care mi-au furnizat date necesare în a întocmi acest instrument sociologic, care cred prin schița pe care am realizat-o și o scris la finalul cărții, am realizat această schiță sociologică, să spun, cu descendența, filiația familiei, mergând pe mai multe generații, mai ales pe liniera ordenească a rădăcinilor mitropolitului, în căutări care au însemnat în vreme de pandemie telefoane nu deplasări, pentru că n-a fost posibil, sălile în arhive erau închise, dar legături cu persoanele, în primul rând, din familie, care puteau să furnizeze aceste date. Deci mulțumesc, în primul rând, membrilor familiei, din nou spun domnului Laurian și doamnei Denisa, o fată admirabilă, doamnei Veronica, pare rău că nu este aici, dar vă rog să transmiteți mulțumirile mele, pentru că prin telefon am comunicat cu domnia sa și mi-a dat o filiere așa foarte frumoasă, care m-a dus la căutarea decretului 410, deci a fost o muncă extraordinară. Și vreau să mulțumesc în mod special doamnei Maria Gargano. Dacă însă nu ar fi fost această primă parte, o arbă genealogică, n-ar fi ieșit în totalitate completat pe cum ar trebui. Fiind convinsă însă, mai sunt multe lipsuri și sigur e un arbă care este capabil de îmbunătățire din descendenți și care pot completa. Vă mulțumesc, doamna Maria Gargano, pentru că mi-ați fost alături în acest demers sociologic de realizarea arborului genealogic. Partea a doua am dedicat-o unei descendențe altfel, vorbind aici despre cărțile scriitorului Valeriu Anania, pentru că, după cum știm, iată, lăsăm în urma noastră copiii, nepoți, deci este o descendență în carne și oase de sânge, prin care noi credem așa că ne unim, dar și prin cărți. Deci opera literară lăsată în urmă este tot o descendență, o filiație, cum însuși mitropolitul spunea. Voi aveți copii, cărțile sunt copiii mei. Deci ideea aceasta de și avea conștiința că tu te nemurești în opera literară, îl spui acolo, iar prin lectură, ce facem noi ca și cititori decât să amintim autorul atunci când îl citim? El acolo este, acolo este sufletul lui. Și cea de-a treia parte a cărții, într-o metaforă așa frumoasă, am prins întoarcerea aceasta la rădăcină, cum s-au desprins cuvintele din cuvânt, întoarcerea la cuvânt, încercând o definire a încuvântării și a încuvântatului și apelând la Biblia Ortodoxă și citind despre biruitorul care duce Turcia până la sfârșit și întoarcerea, de fapt, la rădăcină. Acum, deci, cele două cărți sunt aici și le-am oferit invitațiilor noștri, familiei. Mai avem și acolo cine va dori să aibă o astfel de carte. Eu cred că aceste cărți dedicate mitropolitului ar trebui să-și găsească locul în primul rând în bibliotecile școlare, mai ales aici în Grecia, necondiționate, dar în bibliotecile școlare, pentru ca elevii prin lectură să descopere acele modele de care au nevoie în educație. Și mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania a fost și rămâne un model de viață care a transformat valorile morale creștine în principii de viață. Eu aș da în continuare cuvântul părintelui Vasile Surciu, cu care am realizat împreună antologia de poezie religioasă Bucură de cântec divin. Vă rog, părinte. Doamnelor și domnilor, am venit destul de departe, de la Timișoara,
pentru acest eveniment, cu gânduri bune și cu fapte, zicem noi, și mulțumim pentru primirea generoasă, pentru căldură, pentru dragoste, pentru afectivitate. Aș vrea să vă spun că am venit să vă dăruim această carte ce e parte din sufletul nostru, a celor ce am lucrat-o, dar în același timp e și parte din sufletul românesc. Pentru că în ea veți găsi trăirile, durerile, plânsul, dar și rugăciunile celor care, așa cum a spus frumos doamna profesoară, s-au nemurit prin cuvânt a marilor noștri poeți. Mi-am notat ieri, înainte de a pleca, câteva lucruri pe o pagină pe care am vrut să vi le spun și citesc în același timp, prezentându-vă lucrarea noastră de suflet și darul nostru de astăzi. Îmi amintesc de un cuvânt al vechilor greci care spuneau așa: dacă vrei să faci bucurie cuiva, seamănă-o corul și el îți va da rod în anul următor. Și vei bucura pe cei de lângă tine. Dacă vrei să bucuri și să dăruiești mai mult, seamănă un copac, un pom roditor. Și el pentru generațiile viitoare va produce poame și se vor bucura mulți și te vor pomeni și îți vor mulțumi. Dar dacă vrei să schimbi o lume, atunci educă un om. Căci acela va duce cuvântul mai departe și va schimba prin cuvântul cel bun, prin vorba lui, dar și prin faptă, pe cei de lângă el. Povestea acestei cărți, pe care încerc să o prezint, Bucură-te cântec viu, apreți ai neamului nostru, trecând prin secole întregi, generații, prin nume și renume, și încheind cu Mitropolitul Poet Bartolomeu Valeriu Anania, secolul 21. Partea a doua cuprinde alături de cele 12 poezii poeme ale cuvântatului Părinte Mitropolit și referințe critice cu privire la opera sa lirică și nu numai, dar și 10 poezii scrise de mai demult sau mai recent, închinate tipărului de limbă, cultură și spiritualitate românească în altul Bartolomeu. Am lăsat la urmă ceea ce era mai important, dar am învățat de la înțelepții latini cuvântul finis corona opus, adică finalul încununează opera. L-am lăsat la urmă pe cel ce ne-a făcut deosebita cinste și onoare de a ne gira prin cuvânt prefața acestei antologii, intitulată atât de sugestiv Florilegiul de Înviere. Este vorba de Părintele Sever Negrescu Negrești, un preot dăruit de Dumnezeu, un mare poet recunoscut pe plan național și internațional, dar, dincolo și peste toate acestea, un om de o aleasă omenire. Vă mulțumim pentru cuvânt și faptă, în numele ostenitorilor acestei antologii, și vă invit prea cucernice Părinte, la cuvânt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Nu aș vrea să repet ce am vrut de spus.
spus, am spus în prefața cărții dumneavoastră, așa cum am intitulat Florilegiul de Învier. Cred că antologia aceasta, prin poezia cuprinsă, este cu adevărat un florilegiu de Învier. Suntem la începutul postului și este bine că la începutul postului punem învierea. Deoarece eu cred cu putere că memoria bisericii este învierea. Vreau să spun câteva cuvinte despre impresiile care m-au fost create și în parohia mea este înmormântat în vretnic erat al bisericii noastre, episcopul Iosif Traian Badescu, primul episcop de Caransebeș, cel care i-a succedat în scaunul primului viitor patriarh Ion Cristea. Dar ce observ aici? Observ comunitatea natală a mitropolitului Anania este nu numai mândră, dar și responsabilă de o asemenea personalitate. Vă felicit. S-a pomenit aici, în repetate rânduri, de monitmele, așa, am luat înainte de memoriile în altul de Anania. Eu le-am definit, am scris o cronică la memoriile în altul de Anania, a fost publicată în revista Luceacul, chiar așa, molitmele mitropolitului Bartolomeu. Cu adevărat, cred că ne aflăm prin toate actele care s-au săvârșit, se vor săvârși în continuare, în această zi a nașterii mitropolitului Bartolomeu, ne aflăm în mijlocul unor molitme. Suntem cu adevărat dezlegați de multe, multe în această lume. Cărțile editate de editura Bult și această antologie, cred eu că reprezintă o temelie documentară care nu poate lipsi pentru alte cercetări, alte cărți. Vă mulțumesc! Lansat aici la noi, în localitate, am să spun două fraze semnate în revista Tribuna din 10 martie 2021 la Sibiu. Trei cărți semn la 100 de ani de la nașterea mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, prezentată de preot Constantin Necula. Suntem dinaintea unui întreit sărut de mână, dăruit omului ajuns prin voia lui Dumnezeu din clăvile în raiul limbii române și, mai sus, nădăjduim, în raiul împărăției. Nu exagerez prin nimic când spun că avem la îndemână trei presupuri de carte inteligent alcătuite și inteligent articulate în jurul personalității dificil de admis uneori în arderea sa omului poet Valeriu, care supraviețuiește în taina omului altar, Bartolomeu Mitropolitul. Împreună cu doamna scriitor Zenobia Zanfir, lansăm și noi astăzi cartea intitulată Amintirea de măreției trecutului îngropat de viață, Comuna Clăvile. Autor Zenobia Zanfir, subsemnata și Adriana Tatăl, prezintă Preacucernici și preacuvioși părinți, domnule Liman, prieteni dragi, suntem o familie. De 10 ani de zile suntem în casa Domnului, la biserica unde a fost botezat Părintele Bartolomeu și noi dulcenii v-am dat profesoară, părinți, știm să ne cinstim înainte la jur. Cuvinețe cu adevărat să mulțumim Domnului Dumnezeu că am văzut lumina în aceste meleaguri frumoase și binecuvântate, unde înaintașii au fost
Patriarh Justinian Marina, Mitropolitul Bartolomeu Anania și mai ales eu personal, mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a hrăzit cu smerenie și cu eclavie și că împreună cu dumneavoastră am reușit să aducem slavă Bunului Dumnezeu și să le cinstim înaintașii prin cuvinte frumoase și alese, prin dâna de lumină pe care o lăsăm, prin cărțile pe care le-am publicat de-a lungul timpului. Trebuie să felicit aici și să ne bucurăm împreună de prezența Domnului Ioan Stelază, Părintelui Statelor Luși, părinților care sunt și au fost alături, Laurian, Enisa, Redi, suntem familia care de fiecare dată nu ne-am uitat înaintea și mă bucur că Maria a venit cu fica, cu soțul și mă mai bucur că eu am venit de la Vâlcea cu domnul profesor Nicolae Dinescu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Pilia la Vâlcea, că sunt împreună cu familia Italon, Cristina Mitrache, doamna realizator de emisiuni, Tatiana Mărcoianu și nu în ultimul rând cu tânărul Mădălin Trohonel. Este un tânăr care, mergând cu ani în urmă, pe urmele marilor ierarhi în Transilvania, la Mănăstirea Nicula, tânărul Mădălin a fost ghid, a fost îndrumător pentru că este un absolvent la trei facultăți și că este unul care, noi când, de fiecare când întâlneam obstacole pe Vitantin, atunci când ne rugam ca în localitatea natală a Patriarhului să se învață în casa Domnului, Mădălin, probabil că rugăciunea lui era mai bine văzută de Dumnezeu, ne suna și ne era alături. De asemenea, trebuie să mărturisesc că am aduce cuvânt de bucurie din partea domnului director, conferenția universitar doctor Nănuț Grigorescu, directorul Bibliotecii Județene Antini Vileanu, o instituție care a fost întotdeauna alături de comunitatea din Glăvile atunci când ne-am cinstit înaintașii. Și slavă Bunului Dumnezeu că acum două zile Părintele Macarie, episcop vicar al Europei din Dunelor, m-a rugat să vă transmit frumoase cuvinte alese, să ne spună că ne vechează și ne are în rugăciunile Domnului sale. Slavă Bunului Dumnezeu că am reușit să ajungem acolo unde Dumnezeu ne așteaptă să dăm mâna la Mănăstirea Piatra Cântunele, să o cunoaștem pe Maica Stareță, să ducem veste și poveste, să ducem copii orfani acolo, să ducem un gând frumos de la locuitorii, de la cei pe care în scrierile sale, bine, mă refer la contemporani, la cei care la tineriția de astăzi, la oamenii pe care Bartolomeu i-a cunoscut, contemporanii săi despre care vă vrea de fiecare dată cu alesă și frumoasă grijă, la Mănăstirea Nicula, la Mănăstirea Piatra Cântunele, multe și frumoase, sunt de spus. Dar o să vă rog să-mi permiteți să-l las pe Mădălin să spună două cuvinte, pentru că se află de la Cluj. A venit special în zonă, lucrează și studiază la o carte pe care cu siguranță o va prezenta și în Vâlcea noastră natală. Iar după ce se va termina toată această frumoasă manifestare, domnul profesor Dinescu se pare că are niște daruri. Slavă ție, Doamne, pentru bucuria de a fi astăzi în comuniune cu semenii noștri și cu înaintașii. Te rog, Mădălin. Am uitat să vă aduc. Avem aici Părinte Olariu, darul de suflet. Despre carte o să vedeți în o citiți, o aveți în mare. Vă ofer în dar antologia de texte, recenzii de cărți, personalități literare contemporane, în care se face o recenzie, zicem noi frumoasă, dar n-am să vedeți constata, la lucrarea Mântii, pe care mi-am întrebat să o prezentăm astăzi, dar să vă lăsăm curiozitatea de a o citi și, de asemenea, vă aduc în dar cu cartele în viața Părintelui Patriarh Justinian, este cu dedicație, este trimisă de domnul profesor Stan, să o aveți aici pentru Casa Memorială, și eu de fiecare dată cuvântul la Patriarh Justinian Marina, Părinte Antin, darul de suflet, recenzie și cărțile cu localitatea Patriarhului Justinian Marina, care nu știu din ce motive nu se află în arhiva Mănăstirii, dar cu siguranță dumneavoastră le văd la loc de cinste. Fie odihna veșnică, Marea de Patrie, Marea de Mitropolit, iar noi să fim sănătoși, să
preacuvioși și preacucernici părinți, onorat prezidiu, dragi prieteni mai vechi, vreau în primul rând să transmit salutul ierarhilor slujeni, salutul în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei și al preasfințitului episcop vicar Benedict Bistrițianu. Cei care ați venit la Cluj, așa cum zicea doamna Zenobia, știți dragostea și prețirea pe care vă poartă în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, cel care apreciază până la urmă faptul că aici e comunitatea care ni l-a dăruit acolo pe înalt preasfințitul Bartolomeu, continuați să mențineți vie această icoană a dânsului. Eu nu am pregătit un cuvânt, ci doar vreau să vă felicit și eu, tocmai pentru aceste minunate evenimente. Eu urmăresc în continuare tot ceea ce faceți și aș vrea să profit și de faptul că sunt și tineri aici în sală și doar să punctez câteva aspecte. Cu siguranță s-au vorbit, eu am ajuns mai târziu. În al preasfințitul Bartolomeu rămâne un model. Rămâne un model, pe de o parte, pentru lumea bisericească. Știm cu toții, un titan, îl numim, al Ortodoxiei românești și nu numai. Iar această personalitate bisericească este dublată și de omul de cultură, Bartolomeu Anania. Și rămâne un model pentru fiecare dintre noi, indiferent de etapa vârstei la care ne aflăm. Rămâne acel copil care a plecat și a reușit să depășească greutățile vieții, să își construiască singur, nu ușor, din cu toții, să-și construiască singur această carieră. Rămâne apoi pentru adolescenți și pentru tineri acel exemplu al persoanei care își pune întrebări. Un om preocupat nu s-a mulțumit cu ceea ce i s-a dat. A fost mereu în căutare. În căutarea adevărului, în căutarea răspunsurilor la sutele, miile, poate zecile de mii de întrebări care îl frământau și care l-au frământat pe tot parcursul vieții. Rămâne apoi persoana model pentru omul de zi cu zi, indiferent în ce domeniu activează, pentru că a știut întotdeauna să fie demn, a știut întotdeauna să fie prompt, a știut întotdeauna să fie corect, iar cei care l-au cunoscut și au fost colaboratori, în special, mă refer eu la spațiul Clujan, confirmă acest aspect, pentru că, indiferent de cât de apropiat era de colaboratorii săi, atunci când aceștia greșeau, nu întârzia să îi atenționeze. Cu toate acestea, deși a fost o personalitate, a fost foarte smerit. Și permiteți-mi să vă povestesc doar întâlnirea mea cu un alt preasfințitul Bartolomeu. Mergeam de aici în Oltenia, la Cluj, să dau admiterea. Emoțiile firești, erau doar 30 de locuri bugetate, nu undeva 150 de înscriși. Dădusem examenul, așteptam rezultatele a doua zi. Seara, eram cazat acolo la seminar. Dumneavoastră, cei care ați fost la Cluj, ați văzut seminarul în curtea mitropoliei și frământat acolo, îmi doream tare mult la Cluj să ajung. L-am văzut. Era pe balcon seara, ieșea și am zis, știam deja, dar nu înțelegeam atunci pe deplin ce înseamnă personalitatea mitropolitului Bartolomeu și am zis, merg să iau binecuvântare. Am mers și, surprinzător, în alt preasfințitul Bartolomeu m-a și întrebat cine sunt, dacă sunt seminarist, i-am explicat, i-am spus că și eu am copilărit la Valea Mare, undeva la 25 de kilometri de aici, și atunci, de aceea am și vrut să evoc această povestioară, atunci să știți că ochii au lăcrimat. Și atunci a început să-mi povestească despre această zonă. A fost prima dată când am aflat despre clăvile. A rămas, aceasta era chiar pe finalul vieții,
în al preasfințitului Bartolomeu. Deci până când a închis ochii, să știți că a purtat în inimă locurile și persoanele de aici. Și de la în al preasfințitului am și primit, eu numesc un testament, acela de a contribui și eu, în măsura în care s-a putut, și mă bucur că aici doamna Zenobia și Părintele Antim, acum și cu mulți alții, de a contribui la, până la urmă, să zicem, prezentarea corectă a personalității unui alt lucean de frunt, de Patriarhul Iustinian Marina. Motiv pentru care eu am continuat cu licențele mele și la istorie și la teologie, cu toate acestea, pe tema Patriarhului Iustinian Marina, la templul și covața Mitropolitului Bartolomeu Anania. Vă felicit pentru că reușiți, iată, să publicați lucruri atât de frumoase, reușiți să mențineți vie și exemplul concret îl avem prin prezența acestor tineri și știm că doamna Maria Catană reușește de fiecare dată să îl prezinte pe Mitropolitul Bartolomeu Anania și să rămânem cu toții, aș vrea doar acele vorbe celebre, să rămânem cu această idee a Mitropolitului Bartolomeu. Sunt periculoase ambele variante. Și dacă ne aflăm într-o râpă, pentru că atunci ne amintim de rugăciune, dar și dacă ne aflăm pe culmile cele mai înalte, pentru că de cele mai multe ori atunci uităm de rugăciune și uităm de Dumnezeu. Felicitări încă o dată și mă bucur că ne-am reîntâlnit. Și de pe când mi se purtau pe acolo,
post, aude Sfântul, oricum vede, Sfinte, și stânfele cetății, pricepând se toarnă o studiție din surgiun, cuvântul meu răzbate și mă minte. Uimiți, voi credeți că scorneți minun, ca să-mi arăt puteri nepământeni. Minuna, vai, e numai pentru lemn, la spaime sacre, când veți fi imuni. Sunt om ca voi, dar om încuvântat. Miracolul e partea mea cea bună. De acum, nici o durere nu o să spună că mi-a cerut un neac și nu i-am dat. Bună ziua! Mă numesc Crăciunus Cătălin. Sunt elev în clasa 8-a la Școala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anania și astăzi vă citim poezia Masa de Crăcuș de Valeriu Anania. Din 13 câți eram la cină, unul a plecat și n-a mai vrut să vină. Sufle păros, când cuceta curin, cu noi muiase, pâinea întrumplit, pătrunsă miez și frântă și împărțită, de o mână albă, pururea florit. Când ghicitoarea printre noi se puse, noi o încercam și nu mai tăcuse, apoi s-a furișat ca un răspuns, la inima trebării ne-a ajuns. De ce a plecat de vreme ce gustase? Semnul doieri, plânse și rămas. La noi, desăvârșirea ne se adaptă, din cer cu știri și luata și capă. O noapte grea venea de oare multe, și în jurul mesei, joase și locunde, pe scaune ne-a strâns cu vechiul rost, și locul lui, deodată, n-a mai fost. O noapte grea se cuibări în unghie, festinul pietrei devenea tăcere. Sunt în clasa 8-a la Școala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anania și am să vă citesc o poezie în singurătăți de Valeriu Anania. Suflete, te-am luat aici cu mine, în singurătățile senine, unde nu-i aproape, nici departe, nici fiorul gândului de moarte. Moartea a murit de mult în noi, zarea depărtărilor s-a scurs și voi și din toate acestea au rămas doar întinderile albe, fără glas. Suflete, de vezi cumva o stea, cea mai palidă din câte sunt cu ea, unde sferele își încetează cântul, suflete, acolo e pământul. Oamenii domnesc, dar nu stăpâni, ci sunt sclavii zilelor de mâini. Cântecele lor sunt doar scântei, căci ei cântă numai pentru ei. Ei nu au păpăi crocotitoare să topească a zărilor strânsoare. Dincolo de ei nu cunosc zbor și de aceea cântecele mor. Suflete, te-am luat aici cu mine, în singurătățile senine, să închinăm stăpânului din stele, zbon din zborurilor mele. Bună ziua, mă numesc Rumeanu Cristian Andrei, sunt elev la Școala Gimnazială Bartolomeu Valeriu Anania, în clasa 6-a și am să citesc poezia Confesiul de Valeriu Anania. Doamne, țin de spatea fiului, peste fața mea de rând, sufletul meu neghiop și spui, să-l albești cu tibișirul, când amor își toarce virul, peste un pic de cântăcut. Să-ți vorbesc, ne-au vecinii, iar o sânda de păcat. Eu stau pe un corp plecat și să-mi scriu povara minii, pe când tu, la vremea cinii, să-ți soptești că mai e tău. Aciuiască pe o vatră nouă, vom duce despre loc când, eu, o mână de pământ, tu, lumină-n strop de rou, migălic-o cartea-n două. Tu, rotrei, eu cuvânt, și încălțându-te în sandale, să pornești pe un duc stelar, între ale stropelor chinar, eu, oprit de voi din cale, și minunea vreditare, te-o sorbi dintr-un pahar. Stimate domnule primar, prefecții, părinți, dragi invitați, stimat auditor, prefecții cu părinte, reprezentantul Timișoarei, oraș care astăzi se găsește într-o perioadă extrem de grea, prin care trece, de fapt, întreaga țară, întreaga lume, spunea: este un eveniment astăzi cu încărcătură istorică deosebită.
religioasă, dar și educativă. Eu aș vrea, în calitatea de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Vâlcean, și membru al Forumului Cultural al Râmnicului, să-l felicit pe domnul primar cu stoicism de la începutul slujbei religioase de la biserică și până în prezent a fost aici. Asta demonstrează atașamentul față de cultură, față de oamenii de cultură, față de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române. Am dat la fiecare dintre dumneavoastră și din prezidiu, o să desfaceți acasă, și cei care sunt prezenți în sală, am dat din ziarul meu, ziarul de Vâlcea, pe care îl știți toți, tot ce am vrut să spun în biserică, mi-am rezervat dreptul să scriu aici. O pace întreagă este dedicată acestui reprezentant de seamă al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Bartolomeu Anania. Eveniment deosebit. Aș vrea, stimații mei, am vocea destul de bolată, de puternică, sper că sunt auzit. Conținutul diplomei pe care dau citire imediat este același pentru toți invitați, toți care au primit, primesc din partea Uniunii Ziariștilor această diplomă. Diplomă de excelență domnului Duicu Iustin, primarul comunei Grădina. Să-l informez pe domnul prefect și pe domnul președinte al Consiliului Județean de modul cum ne-ați primit, cadrul organizatoric, ne-am simțit foarte bine. Și vă rog să primiți și aceste două exemplare. Doamnei Maria Catar. Iată, stimați mei, la experiența mea, rar mi-a fost dat să văd și am umblat în toată și umblă toată țara și în toată Europa, să văd o femeie care la pensie are puterea organizatorică și așa cum s-a manifestat să fie prezentă și de data asta în mijlocul nostru. Felicitări! Preacucenicului Părinte, prietenul nostru, o prezență activă, preotul Constantin Olariu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului. Stimată doamnă profesoară, suntem Metereze pe baricade de carte. Prin cartea de vizită pe care am să o dau, este suficient ca să îi dați, să o lecturați foarte pe scurt, dar eu vă ofer această diplomă. Felicitări tuturor colegilor noștri din Senatul Universității, cele două ziare, am scris și de dumneavoastră, iar aici vă ofer un album cu toate unitățile, toate statuile, monumentele care reprezintă frumusețile acestui județ, județul Vâlcea. Și orașul domniei mele, cum spunea marele Vircea cel Bătrân. Preacuvincesul Protosinghel, cred că n-am greșit numele, Antim,
Motorca, stare Sfintei Mănăstiri, Suiești. Aș vrea să vă informez, stimații mei, că ne-a primit foarte bine, foarte frumos, ne-a oferit un cadru organizatoric excelent când l-am comemorat pe marele, cel al mare prelat al Bisericii Ortodoxe Române, născut pe meleagurile Fâlcene, Iustinian Marina. A slujit la Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul Râmnicu Vâlcea, a fost directorul unei unități de învățământ specifice ortodoxiei, foarte mulți ani, și a ținut spatele ororile comuniste. Nu am eu timp să vă spun, cu altă ocazie o să vă spun niște lucruri pe care dumneavoastră poate nu le cunoașteți. Zenofia Zafir, o colaboratoare excelentă. Avem atestat de documentar. Mai mult, așa cum știți, a fost că Danța a scris o pagină de istorie. Astăzi, să știți că nu am întâmplat Dumnezeu, pentru că în fruntea Evahiei este părintele arhiepiscop Sanuchie, care, când a venit la noi Evahie, ne-a fost un tată spiritual, un următor. Și mulțumim pentru felul în care ne-a scris. Iar la propunere este părintele Irineu. Iată, Uniunea Ziariștilor Profesori din România nu uită și n-a uitat, nu uită și nu va uita niciodată media Vâlceană. Iată, avem aici pe o absolventă a Universității Sfântul Haret din Râmnicu Vâlcea, șefă de promoție, în prezent realizator de emisiuni TV, Tatiana Mărcoianu. Fosta noastră studentă, o fată excelentă. Dar diploma este înalt și când ajungeți acasă, vă treceți în lume. Dacă ceri ce părinte, de-abia așteptăm să fiți prezenți în Timișoara, când o să organizați așa cum... Dacă ne așteptăm, o să vedem la... Da, la... Avem aici... Dacă ne lasă foarte bine. Da, avem aici pe altcineva care privește din partea noastră. Da, Mădălin este aici. Stimați mei, în încheiere, o urare care sper că să vă meargă la inimă. Sufletele și inimile voastre să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. La mulți ani, dragii mei, vă așteptăm și la ediția numărul 2.